Bună ziua! Nu pot să vă spun bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Contrapunct EVZ. E prima oară când nu începem râzând și nu ne peste picior și îmbrâncindu-ne pe aici prin studio. O să începem cu o veste, nici nu știu cum să-i spun, tragică, proastă, tâmpită, absurdă. Dan Andronic și Robert Turcescu și Mirel Cure. Zi, Dan. Păi nu, asta era vestea. Vestea era că un prieten bun, un om pe care îl cunosc, eu cel puțin, cred că îl știu de 20 de ani. Cred că 20 de ani. 20 de ani. 20 avea de ani. 20 și puțin. Alin Bogdan, am aflat azi dimineață că a decedat. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească, 43 de ani. Familie, copil, nu știu de ce și nici nu mai întrebarea asta de ce a murit, mi se pare oricum inutilă. Într-un moment ăsta, că nu mai ce mai putea face? Să întorci timpul înapoi, n-ai cum. Să dai timpul înapoi, nu ai cum. Unul dintre cei mai buni ziariști pe care i-am cunoscut, am lucrat cu el și în consultanță politică, și în presă, e, nici nu știi ce să spui la de-asta, mă bucur decât să taci. Cult, citit, inteligent, de bun simț, ponderat, modest, ne era drag, a venit pe la... fără răutăți. Joia trecută a trecut pe la noi, ne-a lăsat niște cărți, am stabilit ce facem săptămâna asta, hai ne vedem. Era un tip foarte lucid, în primul rând, adică mă uitam tot timpul la postările lui pe Facebook, avea o doză de ironie, dar un tip foarte lucid, știi, adică simțea exact ce se întâmplă cu societatea asta nebună în care trăim, era un om care avea talentul scrisului, fără parapoane. Exact, da, se uita, vedea la un moment dat, întrevedea perspectiva, era mai ales în zona asta politică, foarte, foarte, Dumnezeu să-l odihnească, e o veste absolut îngrozitoare. Și cum ziceam și înainte de emisiune, în ultimii ani, că asta e marea, prea mulți, prea tineri. Prea mulți, prea tineri. Adică ziariști, oameni din spațiu public, dar mai ales în lumea asta a presei, prea mulți, prea tineri s-au dus în ultimii ani. Oameni la 40 și ceva, Alina avea 43 de ani, adică asta e o vârstă la care încă îndrăznesc să faci planuri. Abia te apuci de ceva. Da. Încă îndrăznesc să-ți faci planuri. Și toate chestia asta, așa, mi-imaginez așa cu ochii minții, s-a trezit dimineața cu soția lui, bună dimineața, a sărutat, hai să bem o cafea, a făcut o și l-a murit în timp ce bea cafea cu soția lui. Bun, el s-a dus. Bun. Ce-o fi în sufletul femeii? Da. Bun, să încercăm să ne revenim, deși ai punctat bine, Mirel, nu suntem niciunul dintre noi într-o stare. Mai să încercăm ușor, uite, să începem măcar cu ce s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii. Și o să vorbim iarăși despre niște cretini care se crede eterni și care cred că e ceva de capul lor și care nu-ți dau seama că de fapt suntem toți niște furnici pe pământ și că singura șansă e să avem o legătură cu Dumnezeu și să facem ceva bine în jurul nostru cât putem. Restul sunt povești. Vreau să rog pe Manu să inversăm puțin lucrurile. Hai să dăm secvența asta. Dan a făcut vineri un interviu pentru care îl felicit. Deci chiar a fost foarte bun. Cu Gelu Voican Voiculescu. A fost un interviu. Știi ce mi s-a părut senzațional, pe de altă parte, dincolo de ce s-a spus în interviul ăla? Am văzut un Gelu Voican Voiculescu lucid la 80 și câți ani are? 82, 83 de ani. Adică era să ții minte la... Eu nu mai țin minte ce am făcut anul trecut pe vremea asta. Dacă nu mi-aduce aminte Facebook-ul la un moment dat... La 83 de ani nu ți-aduce aminte. Zici tu? Acum îți permiți. Dumnezeului, băi, fraților, hai mă, fii serios. Nu e mai iar. Ăsta știa detalii, era... Să vă spun ceva apropo de interviu. A durat 2 ore și jumătate. Live pe Facebook. Eu aveam programat ceva la ora 2:30. Și la 2 am plecat, m-am extras așa, am lăsat laptopul și tot ca să nu stric. Pentru că mă uitam și vedeam live, erau peste 200 de oameni pe minut care se uitau. 240, 220. Și am zis, plus că Gelu Voican Voiculescu nu dădea semne că a obosit. Și, deci, într-un fel, m-a luat pe mine prin surprindere modul în care el s-a comportat și faptul că a spus pentru prima dată niște lucruri pe care nu le-am mai auzit. Și unul din ele este chiar un lucru senzațional. Apropo de procesul familiei Ceaușescu, a povestit cum... pentru că aici eu l-am punctat fără să-mi dau seama și fără să știu
ce urmează să spună, că am zis că ce s-a întâmplat acolo de fapt a fost un simulacru de proces, pentru că a fost o execuție cu nerespectarea niciunui drept pentru Ceaușescu. Și el mi-a spus atunci, uite, eu am fost de părere că trebuie împușcați pur și simplu. Fără judecată, așa da, e. Da, revoluționar. Deci un act revoluționar și revoluția nu are nevoie de justificări. De justificări. Da, așa e. Da, da nu da. Creăm. Da, dar ceilalți au insistat și așa mai departe. Spunându-mi după aia că un cetățean, pe numele jurist, zicea de un jurist eminent, Nicolae Radu, a făcut un material de 4 pagini care justifica procesul lui Ceaușescu și că de fapt în acel material apărea o frază în care, din care reieșea că acest proces nu este supus drept unui apel și că sentința se duce la îndeplinire imediat. Ion Iliescu, în stilul lui de inginer, a luat cele 4 pagini și le-a comasat într-o singură pagină. Uitând sau neînțelegând importanța acelei propoziții, fraze, ce ar fi fost. În toată povestea asta, Sorin Roșca Stănescu, care are o minte destul de curioasă, a plecat pe urmele acestui cetățean. Deci este vorba de eminentul jurist Nicolae Radu, pe care a început să-l caute. Și a început să-l caute și nu-l găsea. L-a căutat în toate lucrările care au apărut, inclusiv cele ale lui Alex Mihai Stoenescu. Și în consecință l-a contactat pe Gelu Voican Voiculescu, întrebându-l cine este acest Nicolae Radu. Răspunsul lui Gelu Voican Voiculescu a fost că acest Nicolae Radu a fost recomandat de Casimir Ionescu, care la acel moment făcea și el parte din cercul restrâns al puterii, ca să nu zic al combinații complotiștilor. L-a căutat pe Casimir Ionescu să afle, dom'le, cine era Radu ăsta care avea atâta luciditate, deci într-o dita mai revoluție, el să scrie un material de 4 pagini pe care Iliescu să-l măcelărească într-o pagină. Nu l-a găsit prima dată pe Casimir Ionescu când l-a căutat, a scris un prim editorial, după care, după acest editorial, l-a căutat Casimir Ionescu. L-a găsit Casimir Ionescu. Da. Și a spus că nu el l-a recomandat pe Nicolae Radu, așa cum susține Gelu Voican Voiculescu, mai mult a spus că nici măcar nu-l cunoștea. După aia, într-o discuție, există o discuție de 5 ore, la care a participat și colega noastră, Alice Barbu, Casimir Ionescu și-a adus aminte de el că făcea parte și el dintr-un cerc restrâns, dar făcea parte din grupul Brucan Iliescu Voiculescu. Și nu este Nicolae Radu, ci Neculae Radu. De-aia nu-l găsesc. Da. Eu mă gândeam că era rangul întâi Radu Nicolae, că avea și studii juridice. Nu, tu ceva, dar nu știi bine. Da. Aflând care e numele lui corect, Sorin Roșca Stănescu l-a căutat și a aflat un lucru, că omul ăsta era o nulitate în materie juridică. Studiase la Moscova, la Academia Lomonosov. I-a dat cineva. Făcuse parte, așa cum spune, din cercul de foarte apropiat de Iliescu. Și drept mulțumire pentru contribuția din timpul Revoluției și pentru faptul că el este autorul primului decret al Frontului Salvării Naționale, al CFSN. Ce l-au făcut? Ion Iliescu l-a plasat pe listele parlamentare. Uh-huh. Așa, a fost parlamentar în primii 2 ani. Da. Fabulos. Hai să vedem. Asta este un amănunt, este o poveste pe care, o poveste a Revoluției, pe care nu știam, pe care Gelu Voican Voiculescu a prezentat-o cu o luciditate incredibilă. Mai mult, a adus și niște documente, nu știu dacă ați văzut, că asta a fost mai spre final, cu Târgu Mureș. Târgu Mureș, da. Da. Documente din care reieșea că ungurii erau înarmați, lista cu armele confiscate și așa mai departe, copterul Molotov și așa mai departe, o contribuție extrem de importantă la cartea pe care o știți. N-ai avut nicio clipă impresia că Gelu Voican Voiculescu nu neapărat că minte, hai să spunem, dacă și-a fabricat partea lui de adevăr? Adică... Robert, din start am spus un lucru și i-am spus de fapt două lucruri. Domnul Voican, am o rugăminte, facem următoarea convenție. Când nu vreți să-mi spuneți ceva, nu spuneți, nu mă mințiți.
De ce? Pentru da. Că interviul ăsta aș vrea să aibă o valoare istorică. În sensul să rămână. Da. Da? Da. Doi. Da, corect. Ce nu vrei să spui, nu doi, este da. Versiunea dumneavoastră da. De adevăr. Da. Da. Eu nu sunt aici. Okay. O să vă pun întrebări, că de-aia da, sunt da, aici. Da, nu știu. Dar nu pot să spun că aveți sau că n-aveți dreptate, pentru că asta ai văzut. Asta ai simțit la momentul ăsta? Dane, dar într-un interviu nu se ceartă interlocutorii. Nu, dacă vrei un interviu istoric, după părerea mea, este exact ca într-o anchetă. Pentru mine, personajul e... Lași pe fiecare să spună ce vrea, după care încerci să le colaborezi. Mie mi s-a părut întotdeauna cel mai misterios personaj apărut în spațiu public de după 1989, când am citit și o parte din biografia lui de dinainte de 1989, una din biografia lui uneori, poate chiar romanțată, spusă de el însuși, da? Așa, sau scrisă de el însuși, cu tot soiul de legături din astea. Robert, așa. Ceea ce n-am înțeles eu și aici, dacă vrei să răspunzi la întrebare, n-am înțeles cum a ajuns în toată povestea asta. Mi-a dat o explicație că era la ușa studioului, că l-a tras pe Iliescu, că explicația este foarte cinematografică. Da, da. Dar totuși, dacă te uiți la structura grupului care a preluat puterea în decembrie 1989, Gelu Voican Voiculescu este singurul care n-are de a face, teoretic, cu ei. Ba da. Da, ba nu, da. Nu vine din lumea lor, n-avea treabă cu Moscova, nu fusese luat în evidență de securitate pentru legături cu rușii. Deci n-avea, era, nu face parte niciun complot. Ba da, era omul de încredere al unuia dintre conspiratori. Fusese informat... Nu, cine e cu conspiratorul la care... Fusese informatorul colonelului Tache, care a fost primul șef de la 2 și un sfert. Păi da, dar Tache n-apare în decembrie 89, nu există. Ba apare, dar apare cu un rol, ni se părea nou, n-a apărut la televizor în primul plan. Nu, da, el a și apărut. El a, uita, voi, când a fost prim vicepreședinte da, al da, guvernului, da, adică da, nu era Xulică. Da, 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 și a răspuns de... A răspuns securitate. De partea de siguranță națională. Vă ajuns să aminte și din relatările celor care... Deci a fost omul care în acea fierbere, să spunem așa, în toată chestiunea asta, părea un tip nu lucid, ci care știe exact ce are de făcut. Adică el a înțeles foarte clar ce trebuie să facă cu foștii securiști, care e ideea, unde este adevăratul pol de putere. El avea și o structură, adică, și apucături, și paramilitar. Descrerați ăștia de genul Casimir Ionescu, care urlau, Robert, Dan Iosif cu tare. Hai să difuzăm fragmentele alea difuzăm pe care le-ați ales și le mai comentăm după aia. Uitați-vă, ca să știe lumea și despre ce vorbim. Să vedeți și personajul Voican Voiculescu la 30 de ani de la momentul 1989. 30 și, ia să vedem. Au fost îmbarcați în garnituri de tren și vă dați seama sonor. Că într-o garnitură Manu, de tren auzim și noi ceva. În cap 2000, mare lucru. Manu! Gata, și lasă gata. Număra sau evola, dar... S-a auzit cu ochii dumneavoastră. Dă-mă sonor! Sonor, mă! Da. Deci ați văzut, ați fost acolo când plecau sonor. Trenuri după trenuri, da? Da. Sunteți acuzat în dosarul Revoluției. Sunt acuzat? Tocmai de faptul că a cerut intervenția trupelor sovietice. Nu, 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 nu? De asta. Te uși bine arată ăsta. Da. Așa mi s-a părut. Bă, la 80 ceva de... Nu, nu. N-a cerut nimeni intervenția trupelor sovietice și... S-au oferit doar sovietici. Nici. Gorbaciov visa la, râvnea la premiul Nobel pentru pace, nu s-ar fi expus și nu era cazul. Eu nu mă comportam ca un cetățean oarecare, om cum se cade, cum era Ion Iliescu, care nu concepea uciderea cuiva. Am înțeles, eu vreau să mănânce supa de pui, dar nu vreau să taie gâtul puiului. Valoarea de grăbit. Stai, Mirel, doar să spun. Cei ce doriți să vedeți interviul integral cu Manu Redu, sonorul aici în platou, te rog. Interviul integral realizat de Dan Andronic vineri cu Gelu Voican Voiculescu. Intrați pe canalul de YouTube VZ Capital. E bine să vă și abonați ca să aveți în permanență acces la cele mai noi realizări editoriale VZ Capital. Acolo găsiți deja interviul integral Dan Andronic cu Gelu Voican Voiculescu. Te rog, Mirel. Doamne, secretul interviurilor de... Secretul reușitei unor interviuri dintre astea este, și de-aia Dani a reușit chestia asta, amândoi au trăit aceeași perioadă. Mai mult decât atâta, Gelu Voican Voiculescu a trăit-o ca protagonist, Dan a trăit-o ca viitor jurnalist, dar viitor jurnalist înseamnă că avea deja ochiul, instinctul de jurnalist. Mă. Mai mult decât atâta. Ca jurnalist, că s-a apucat de presă în 92, ca jurnalist,
a aflat multe lucruri despre evenimentele la care, asupra cărora s-a plecat împreună cu Gelu Voican Voiculescu. Ăsta este și, am spus pe scurt, acum chiar postfața de la lucrarea pe care ai făcut-o cu generalul Aurel Rogojan. Dom'le, când oamenii știu despre ce vorbesc, când oamenii ori au trăit, ori au studiat de la sărit capacele, iese ceva. Iese. Dacă faci un interviu numai cu și mama ce a zis. Roșca, Sorin Roșca, să gândesc că mi-a povestit un lucru pe care nu știam. Când era la evenimentul, s-a apucat, a făcut o serie de interviuri cu generalul Militaru. Da, da, da. Și s-a apucat să le transcrie și mi-a spus și mi-a dispărut manuscrisul din redacție. Ce tare! Eu pot avea și o bănuială. Incredibil. Deci mi-a dispărut manuscrisul din redacție și zic, bun, dar nu mai aveați... Zice, nu, că pe vremea aia, zice, aveam un reportofon, zice, caseta aia o foloseam de nu știu câte ori, că aveam multe casete. Da. Zice, pur și simplu, zice, mi-a dispărut manuscrisul din... Că zice, circula între mine și Militarul. Zic, cum ți-a dispărut? Zice, pur și simplu. Da. A dispărut din redacție. E, lasă, că și nouă ne-au dispărut din redacție. Hai să plonjăm. Da, nu știu, dar asta nu știam și asta m-a lăsat cu gura căscată. Da. Câte s-ar fi întâmplat. Păi document... Și tu ce bănuială aveai? Pe cine bănuiei? N-am nicio probă, nu pot să spun. Păi și nu știu că e bănuiel dacă... Păi cum am o bănuială pe care o ai și tu. Da, hai să nu numim. Hai să nu numim că n-avem probe și nu putem să... Să plonjăm. Dai seama că el l-a luat, nu? Să plonjăm în actualitate. Nu, cred că nu era mic pe vremea aia, dacă ne referim la... Da, vezi că zic. Am avut surpriza ca un... Mai curând un coleg de birou. Un document pe care l-aveam pe birou. Nu, ziceți cine, mă, că sunt oamenii, nu se uită la voi. Nu avem probleme. Un coleg de-al nostru, nu avem probleme. Dați măcar inițial. Eu mă gândesc la doi. Un document de-al nostru foarte important, că era pe birou. Îți de ce să mă feresc de Dan Andronică. Făceam rost de documente împreună. Și de conturile tot împreună le făceam. Și a plecat pe fax la un general din SRI. Nu mai țin minte ce document, că nu mai țin minte ce era. Era un document cu o declarație a unuia din rețeaua Amway Hungaria Marketing, care făcea negustorie pe de-o parte și spionaj pe de-altă parte. Da. Și unde a ajuns la CICE? Documentele? Da! Eu aveam dosarul cu toate documentele, cu urmărirea informativă la generalul Traian Ciceu. Care trăia pe vremea aia de generalul Traian Ciceu, conducea diviziunea de antiredemptism. Diviziunea A, da, apărarea Constituției, da. Da, și în ea era o secțiune... Da, care se ocupa de unguri. Doar de unguri. Și atunci documentul ăla mi l-a luat și l-a trimis pe fax la Traian Ciceu. Și zice, opa, e ce ia, uite, umblă, Edith, te-o ai tipărit deja? Cazune, nu se poate. Bine, ăla ne știm că noi eram prieteni cu Dragici. Da. Și că de la el avem documentul. Da. Vreau să plonjăm totuși în crunta actualitate. Da? Avem o postare foarte interesantă, de la care pleacă de altfel și titlul pe care l-am pus acestei emisiuni, și anume cel legat de Clotilde președinte, da? De perspectiva ca doamna Clotilde Armand să devină președinte. Claudia Postelnicescu, o doamnă care scrie foarte bine, a și fost purtător de cuvânt al USR Ilfov, în toiul acestui, conflict pe care l-a declanșat doamna Clotilde Armand cu Romprest, face câteva precizări, n-am să vi le citesc pe toate, doar am să punctez în 10 puncte trecute aici, am să spun doar începutul lor, îl citiți tot materialul dacă vreți și în presă, a apărut în mai multe gazete, inclusiv în evz.ro. Acum 23 de ore, Claudia Postelnicescu se întreba, sau întreba așa, de ce este Clotilde Armand în permanent conflict din 2016 până în prezent, atât în interiorul partidului cât și în afara lui. Și aici merită să discutăm după aceea, pentru că, într-adevăr, încă de la apariția ei pe scena publică, doamna Clotilde Armand e într-un permanent conflict. Bun. Clotilde Armand, scrie Claudia Postelnicescu, nu a dovedit niciunuia dintre membrii USR care vreo competență reală în management. 2. Clotilde Armand strălucește printr-o desăvârșită lipsă de adecvare la realitate și printr-un talent exorbitant pe nervii și banii noștri acum, de a aduna în jurul ei oameni extrem de nepregătiți profesional, șomeri de succes dacă nu s-ar fi agățat de ea. 3.
Rolul de lider al filialei sectorului USR, sectorul 1, a recurs tot timpul la mijloace lipsite de scrupule pentru a-și menține puterea cu orice preț. Una dintre tactici fiind scandalul și deraierea atenției de la problemele reale prin găsirea unui țap ispășitor, acum are doi, Rompreș și consilierii PNL. 4. Ca așa zis lider de filială a determinat toți oamenii capabili să o părăsească, întrucât armata de lingăi de care e înconjurată n-are nici principiile pe care le clamează, nici creier suficient să priceapă ce le-ar profita ca demers. 5. Clotilde Arma s-a remarcat permanent printr-o voracitate excesivă de parvenire politică cu orice preț. De aceea a candidat peste tot, deși e înfiorător de ignorantă în cultura politică, cultura generală și înțelegerea unor situații politice în care singură se pune. 6. În interiorul USR Plus, Clotilde Arman nu este agreată de nimeni, inclusiv de gruparea Ghinea-Barna, care ar fi scăpat de ea încă din 2018 dacă ar fi putut. Având în vedere distrugerea permanentă pe care o aduce asupra capitalului, asupra partidului, cred că regretă acum. Permanent, Clotilde trebuie apărată de partid, pentru că permanent are un conflict undeva și permanent se poziționează ca victimă, dar și erou salvator neînțeles. 7. Clotilde Arman nu a pus și nu va pune niciodată interesul public deasupra celui personal. Așa funcționează ea, doar pentru ea. Iar oamenii din jurul ei, la fel. Întrucât dacă ea pierde, ei sunt nimeni pe lume. 8. Clotilde Arman și-a trădat întotdeauna aliații și oamenii fideli, dacă situația de oportunism i-a cerut-o. De aceea a rupt și protocolul cu PNL Partid, care a ajutat enorm să obțină acest mandat. 9. Clotilde Arman a dovedit în acest mandat că până acum că CV-ul ei de manager este o impostură. La fel cum a acaparat prin propagandă, minciună și trădări puterea în USR, la fel și-a construit imaginea de manager de succes contrazisă flagrant de realitate. 10. În final, nu cred că prioritatea lui Clotilde este să rezolve situația cu Romprestul, ci să continue construcția unui brand de luptătoare cu mafia pentru scopuri politice ulterioare. În consecință, zice Claudia Postelnicescu, vă repet, fost purtător de cuvânt USR, luați cu un drop de sare toate comunicările ei pe subiect, unde nu expune situația de facto, ci personalizează permanent, așa zis, să lupta ei cu mafia și niște principii puternice pe care, în fapt, nu le-a dovedit niciodată. Eu zic că e un portret foarte interesant, foarte interesant, al personajului Clotilde Arman. Și, iar dacă, astăzi... și dacă este să luăm de bun ce spune doamna avocat, da, un avocat bun, serios, a creionat portretul unui sociopat cu acte în regulă. Mm-hmm. Nepăsare, calcă pe cadavre să-și atingă toate scopurile, conflictuală, iată că nu e conflictuală pentru că e certăreață, ci conflictuală premeditat, sociopat ca la carte. Da, portretul unui psihopat, da. Totuși, uite, e o persoană care, deci n-am văzut candidat la, la primărie care să scoată, spre exemplu, o carte. Da? Deci doamna Clotilde Armand a scos la Humanitas, la un moment dat, o carte, care mi-aduce aminte de cărțile lui Klaus Iohannis, să spun. Pas cu pas. Da? Da. Pas cu pas, de, da. mai e una, nu știu, nu l-am citit. Bătoarea care a fost? Încă un pas acum. Deci Clotilde Armand a scos această carte, Am ales România, povestea mea, da? La Humanitas, adică care e biografia, sigur, romanțată și așa mai departe. Știi care e, am văzut personajul pe care l-ai pus cu Clotilde Armand președinte, știi care e șansa noastră? Că o susțin francezii. Dacă o susținem americanii, poate ajunge. Francezii, da. Cred că rămâne primar de sector. Crezi că mai rămâne primar de sector? Oricum, vreau să spun că chiar vorbim cu un personaj important din PNL. Mi-a spus așa, zice, ni s-a transmis semi-oficial că dacă îndrăznim să mișcăm vreun pai împotriva ei la primăria sectorului 1, așa? PNL-ul vorbesc, Franța o va lua ca pe o chestie personală. Deci este puternic susținută din zona aia. Da, eu cred... E un om care n-a lucrat decât în companii franceze de stat. Deci ca să ne înțelegem... Păi nu, la francez toți lucrează la stat. Da, ok. Și era de la privat, bine, plătesc. Da. Sigur că da, nimeni nu va face... Ia statului niciun... francez, e un bun al statului francez. Am. Da, e un bun cultural. Nu va face niciun gest, nicio instituție a statului și niciun partid. Părerea mea, și nu numai a mea, și niște informații, că s-a găsit deja soluția... un referendum. În cazul unui referendum... Nu trecea, mă, Mirele, bă, Mirel. Cum Mirel, să nu treacă? Nici semnăturile nu se strângă. 60.000 de semnături, pe au început deja să se strângă. Nu sunt. Nu, e complicat. Au început deja să se strângă. Stă cu referendum, da, știi cum e, de altă parte trebuie o să... O mai și victimizează, nu. Nu-ți dai seama. Dacă abia uiți, atunci îi crește vota. Dacă te uiți la comentariile, da, de pe Facebook, că, hai să zic că asta e instrumentul pe care îl avem, o să descoperi că lumea este extrem de fericită că Clotilde Arman se luptă cu mafia. N-au treabă cu gunoaile. Este fericită lumea din alte sectoare, nu din sectorul 1. Am avut curiozitatea să mă uit pe Facebook.
La ăștia care aici sunt, are dreptate. La ăștia da, care da, sunt, da, da, da. Ori sunt ăștia care cară fiare vechi prin Italia și prin Spania, ori stau în sectorul 2 sau 3, ori sunt din Focșani. Și Banat, Cluj-Oradea. Din sectorul 1, nu știu dacă am văzut 1 la 100 deci de ăștia încântați. Dacă se va ajunge la referendum, o să vezi atunci desfășurare de forțe în sprijinul lui Cotlar. Să fure iar? Nu să fure. Să fure, nu mai are ce să mai fure. Că la referendum e mai simplu. Acolo e cu da sau nu și s-a terminat. Tu ce fure? Saci? Na. Na, bun. Eu vreau să spun ce, apropo de criza... Nu scapă întreagă. De criza gunoaielor în care s-a aruncat doamna Clotilde Armand în acest moment. Da? O informație, am publicat astăzi din surse această... nu-i spun informație deocamdată, această sumă de informații, să spunem. Da? În legătură cu ce urmează în acest... am văzut-o de dimineață pe doamna Clotilde clocotind, așteptând starea de alertă pe care s-o declare prefectul capitalei, care e totul seris, by the way. Deci ca să ne înțelegem. Eu am stat de vorbă cu el cu privire la Clotilde Armand. Ai zis că ți-a făcut o părere bună? Mi-a făcut o părere bună și m-a întrebat, a zice, dar de ce aveți o părere așa de proastă și de ce credeți că USR-ul e un partid extremist? S-a zis, nu e extremist deloc un partid care își pune membrii să nu cumva să jure pe Biblie. Este un partid moderat, nici de cum extremiști. Deci, Clot, dacă se declară stare de... Urmăriți ce se întâmplă în aceste zile, pentru că trebuie să vă spun că episodul cu gunoaiele din sectorul 1 continuă. Una din gropile de gunoi nu mai permite deja depozitarea gunoiului. Știu că cea de la Iridex, sau cum se numește, au închis-o. Ei au închis-o de săptămâna trecută. Bun, ceilalți, au mai deschis-o odată. Unii au zis că doar 60 de tone, ceea ce deja, cum să spun, s-a adus. Păi da? Ce, deci spus, o luăm de la cap. Dar ea și așa. Spus, mă, că ea e... Atunci când... Robert, ea a spus ce vrea să facă. Că pune mâna în cap, că e și proastă. Da. Ea a spus că are deja o firmă pregătită, deci o stare... Deci, excepțională, de oricare ar fi ea, îi permite să nu mai țină nicio licitație și să facă o încredințare directă cu o firmă de-a lor care e pregătită. Atâta doar că firma aia e foarte... Ascultă-mă, fii atent. Firma e foarte departe de a avea dotările să facă față. Ideea este că dacă se declară stare de alertă, ea nu mai are nevoie de votul Consiliului Local pentru a aduce o firmă în locul Romprest. Păi asta am spus. Firma care vine va fi Rosalul lui Prigoană, care tocmai ce a pierdut contractul de curățenie a străzilor de la Ploiești și are niște 1000 și ceva de 1000 de oameni disponibil, plus utilajele aferente și pe care le poate duce aici, plus o bucățică din Rebu. Și Rebu poate contribui intra în această. În timp ce aduce pe ăștia aici, pe stare de alertă, pentru că e o chestiune provizorie asta, se pregătește licitația pentru următorul operator de salubrizare. Lasă-mă să spun doar că... Zi! Românii care mai pot participa, că mai sunt firme, Supercom, Urban, nu știu ce, unii bani vor participa doar așa ca să participe, că trebuie să fie cel puțin 3 care să participe la aia. Dar, de exemplu, una din ele este în insolvență, deci va fi descalificată imediat după depunerea dosarului la licitație, că nu va putea. Nu să facă nimic din toate astea, măi, Robert. Și atunci vine o firmă franțuzească, care acum se pregătește puternic, care se cheamă Veolia, spun sursele mele, și care va fi declarată în cele din urmă și câștigătoarea licitației. Așa, ăștia ar fi pașii pe care i-ar dori doamna Clotilde Armand în acest moment. Facă, pentru că în momentul în care intervine o asemenea stare de alertă, de alarmă, de miliție, de nu știu ce, starea aia este contestată în instanță imediat, pentru că o asemenea stare nu poate să fie declarată când lasă cineva gunoaie pe stradă. O asemenea stare nu poate fi declarată decât în cazuri de forță majoră, cu tremuri, inundații, calamități, ceva ce nu depinde de voința omului sau de neînțelegeri contractuale. Este o tâmpenie. Așa ceva nu poate să bântuie decât în capul ei, juridic vorbind. Nu are nici cea mai mică șansă. Prefectul știe că nu poate declara așa ceva, că ăla e un avocat bun. Știe că nu poate, mi-a și spus, este exclus, pentru că nu este o stare de forță majoră. Vă rog să urmăriți însă că există un pattern și aici vreau să facem această comparație importantă, că nu întâmplător am spus Clotilde președinte, pentru că și despre domnul Drulă se vorbește ca fiind un potențial candidat la președinție din partea USR. Amândoi, și Drulă și Clotilde Armand, și-au început cumva campania pentru președinția din 2024. Curanga. Cu, luptând cu mafia. Curanga. Drulă i-a transmis mafiotului Rădoi, sindicalistul de la metrou, Rădoi s-a terminat și a pus ranga pe gunoaie, în vreme ce Clotilde Armand a făcut acest lucru cu cei de la Romprest și mafia gunoiului. Atenție, ei știm ceva. Și anume că și în momentul de față, în sondajele de opinie, cel mai bine cotat personaj
politic, nu știu dacă neapărat, da? Este Laura Codruța Kövesi văzută în continuare ca luptătoare împotriva corupției văzută și a mafioților. De procente mărunte. Văzută de, nu, văzută de electoratul de genul căruia îi se adresează. Uite, 10-12%. Deocamdată au 14-15%. Proști sunt ăștia? Nu, sunt în cădere, i-a rupt aurul, a trecut peste ei cu tangul. Proști ăștia care sunt făcuți mafioși și nu dau în judecată. Pentru că nu s-a pronunțat nicio hotărâre judecătorească, domnule, ca să fii mafiot înseamnă că ești într-o grupare de crimă organizată. Asta înseamnă mafiot. Da. Sunt foarte proști că nu dau în judecată nici pe jmecher asta și nici pe drulă ăla care, domnule, pe mine mă și amuză, domnule. Sigur că după ce, ia, o să ziceți că am ceva cu voi, n-am nimic cu voi, sigur că după ce președinte al României a fost Traian Băsescu, oricăruia garici cu probleme la mansardă, îi se pare că poate să ajungă președinte. Normal. Auzi, bă, ce spune un om într-un comentariu, bă, deci nu mai pot cu ăștia, zice, lasă, băi, Turcescule, pe Franțul, să ne învețe să muncim, nu să furăm. Băi, păi nu te mai duce, mă, la furat. Băi, apropo, mi-am adus aminte de o chestie. În ce sector stai, mă, fraiere? Fii atent aici. Deci, intră-mă pe profilul lui, ia vezi, în ce sector stă. Nu știu, mă, să intre, să ne spune. Da. Uite, mi răspunde unul, te-ai găsit de unde să înveți să muncești. Exact, păi de ăia, vai de capul lor, francezii, da. Ideea e așa, vorbesc așa de contractul pe 25 de ani cu Rompres, da? Bă, da, de ăla pe 25 de ani cu Veolia, semnat în anul 2000, da? Cu apă și canalizare. De ce nu vorbește, mă, nimeni? Tu iertă-i după toți tâmpiți, mă. Înțelegi? Ăla, știi de ce mă oftic la asta? De ce? Că îmi crește tariful la apă, da? La fiecare 2 ani, pac, mai adaugă ceva. Am ajuns să plătesc apa de parcă aș consuma, nu apă, nu de parcă aș consuma, știu, mă, spălcă. Când au semnat contractul, ei și-au luat niște obligații, să nu dea oameni afară, să mențină prețurile la... Păi, prietene, o lună mai târziu, creșteau tarifele și de s-au dublat. Exact. De la 2000 la 4000 s-au dublat. Mai mult decât atât, au încercat și n-au reușit, pentru că nu contează de ce, să-i bage pe oameni în canale ca să nu mai aibă cititori de contoar, să citească oamenii, să tragă capacul, să citească ei, să le dea indexul. Că i-au văzut pe aia de la gaze și de la electricitate și aici deschidem o paranteză și vă spun prima oară când îmi iese pe gură așa chestia asta. Dom'le, suntem o nație de cretini. Ne citim singuri pe facturile noastre, pe facturile noastre le dăm indexul prin telefon, astfel încât ei să poată să-i dea afară pe cititorii de contoar. Dom'le, dacă și noi suntem popor și mai intră câte un cretin de ăsta, spune să ne învețe să muncim. Băi, tâmpitule, muncim, mă? Diabla să mă în pace. Băi, tu știi că asta a luat de la statul român cu firma aia ei, LG, a luat 48 de milioane de dolari? Tu ai muncit, mă, vreodată în viața ta pe 480 de dolari ca să știi ce e aia? 48 de milioane de dolari din banii plătiți de statul român firmei Bechtel. Pune-mă mâna și citește fapte, investigații, cifre, sume, acte ale unor oameni. Nu-ți mai da tu cu părerea, băi, Turcescule. Păi ce, băi, băi Turcescule? E măta, băi Turcescule, e domnul Turcescule. Băi, mă enervează proștii ăștia, care ne iau și la ture, nu, și sunt niște tâmpiți care nu citesc nimic. O grămadă de tâmpiți. Dar nici nu mi-ai pomenit și tu mai decât și drăguț. Deci îmi dădeau sfaturi mie sâmbătă. Când nu, în povestea asta îmi spuneau, bă, cu gunoiul, zicea unul, fă-ți curat în față. Păi despre asta e vorba, mă, alți numai tâmpiți de genul ăsta. Deci nouă ne puțea la propriu tot aerul în sectorul 1, n-aveai unde să mai ieși așa. Noi știm cum arată parcurile din București care sunt dezastru, stânzile. Intră, mă, pe profilele lor, că nu găsești niciunul din sectorul 1. Știu, mă, tocmai de asta spun. Auzi numai de ăștia care spală morți la curb în Italia, numai peste de ăștia. Mai sunt și o grămadă de profiluri fake, înțelegi? Deci sunt tot soiul de nei ca nimeni, sau troli, înțelegi? Care vin și spun ei cum e cu gunoi, ei știu, o susțin pe aia, păi nu știu ce. Păi bă, tâmpiților, dacă la un moment dat pute, ce să faci, mă, dacă pute, da? Dacă erau niște nenorociri, da, în tot sectorul, cum mă să te apuci să zici? Păi reacția noastră de ce e, mă? Reacția noastră este pentru că vrem să avem curat, mă, pe străzi, în curți, în fața caselor, în parcări. Da, bă, dar mie noi era... ca noi că stăm la case, băi, dar și voi știți și la blocuri. Da. La blocuri e dezastru. Pute, urcă pe casa scării până la etajul 11, frate. Le au copii, vai de sufletul lor. Îi scot din casă
că îi scot din casele care put de la gunoaiele care s-au luat și îi duc în parc, după care se duc ei la camera de gardă de la Grigore Alexandrescu, că i-au mușcat căpușele. Și ți intră un bou de ăsta care, băi Turcescule, băi e măta, ai reținut, da? Dante, și m-am dus la... Hai să arătăm că asta e realitatea, nu e o chestie făcută, luată de pe... Asta am... Eu am făcut fotografie, da? Deci așa arăta fiica mea în prima căsătorie, cea mare, stă împreună cu mama ei, da? Da? Împreună unde cu mama ei, știu unde, vis-a-vis de fostul sediu al Antenei 1, da? A, în Băneasa. Pă, în Băneasa, da, aici, da, în cartierul aviației, da? Blocurile, da? Între blocurile alea din cartierul aviației. Bă, așa arăta, deci o școală acolo, așa arăta sâmbătă, înțelegi, în zona aia de acolo. Să vină boul ăla care scrie să măture din ăsta și vine și spune, bă, zice, faceți-vă curat, nu știu ce. Păi ce să mai faci, bă, că puțea aici, uite, erau zemuri, era nenorocire curată, deci ceva am făcut. Hai, dă-l dracu de tâmpit, că am vorbit destul de asta. Păi nu, mă, dar, bă, nu se poate, mă, că de-asta mor la un moment dat cu ăștia, da? Că îți explică tot soiul de neaveniți, cam cum se întâmplă, cum e în viață. Ei, ăsta, mă, s-a liberalizat ăsta, internetul ăsta, asta a dus, orice bou poate să râgâie. Da. Și, na, asta e noutatea. Despre asta vorbim. Du-te, bă, să învețe, bă, să învețe carte, să pună mâna, să... A făcut, nici nu știu dacă o să-l publice, a făcut Pieleanu, a pus o întrebare la unul din sondajele lui de opinie, câți au citit Constituția. Și bă, mine, e... 1% e mult. 0,8%. Păi asta am zis. 1% e mult. Zice, bă, mie, nici nu-mi vine să-l dau. Păi de o parte nu o să mă creadă lumea. Păi de altă parte să zică lumea că am ceva cu poporul român. Și dobitoci ăștia vin să-ți spună ce ai de făcut după ce tu ai învățat de ți-a ieșit părul prin căciul. Da. Ca să încercăm, nu neapărat, o concluzie de etapă. Deci mai facem un tur de masă. Dar crezi că va candida Clotilde Armand în 2024? Nu. De ce? Nu va candida la președinție. Pentru că ar trebui să candideze din partea USR-ului și din partea USR-ului va candida Cioloș. E nu, simplu. Deci cum să spui așa ceva? Uite cum, cum, cum nici mai nici. O concluzie scurtă ți-am dat-o. Dar argumentează că deja Cioloș candida la președinție? Da. Cu fața aia? Măi, Dane, da. Tu vorbești serios. Tu te-ai familie, cine ar candida din partea USR-ului? Că nu știu, drulă! În afară de faptul că drulă, ești... Drulă, mă! Eu înțeleg că tu asta cu drulă îți place în ultima vreme foarte tare, da? Sună bine! Nu. Are rimă! Are rimă! Are la bărbat! Drulă, mă, zi! Da. E muzicantul din tine. Da. Cum, mă? Zi, cum adică? Cioloș. Cioloș, mă? Cu nevoasta aia. Să faci rima la drulă? Da, basculă! La Cioloș ești încurcat. La Cioloș ia, fără că ia fă... Nu are, mă, frate, mă, ce să... Nu are cum să candideze la psihiatrie. Balmoș, la... uite, Balmoș. Balmoș, Cioloș, nu. N-are ce. Forțat, da. Dar la drulă... Da. Oh. Zi primul cuvânt care îți vine. Am zis bascula. Ăla e. Cum ai întâmplat asta? Dacă ești tu la ce te gândești tu, în fiecare... În primul rând nu există bascula, e basculantă, dar nu contează. Bascula e prescurtarea care face trimitere tot la... Zi. Nu ajungem niciun asta președinte. Asta cu Cioloș, nu, pe bune. Stai puțin, că asta e mai tare decât asta cu Clotilde. Pune-ți așa, Cioloș președinte, Butier. Înțelegi? Androni două puncte. Alegerea lui Dan Androni. Cioloș președinte, da. Unde, mă, Cioloș? Ce-a făcut, mă? Pe Cioloș de ce nu poate să fie președinte? Că nu vor candida decât cei care sunt vaccinați. Și care au o oră de serviciu în viața lui și care au muncit o oră în viața lui. Nu, mă, deci dacă n-ai vaccin în 2024 și nu te în prezența de verița de vaccinare, nu poți să intri în cursa pentru vaccinții. Corect. Înțelegi? Și cum Cioloș nu se vaccinează... Îl vaccinează un chisumar. Că el e cu spirale... Înțeleg că a avut, nu, a avut COVID. I l-a dat bivolarul. Contează, mă! Băi, deci ideea e că I l-a dat bivolarul la litru. Cioloș nu... Păi da, mă, n-a fost în spirală cu bivolarul? Păi, duțea, mă, Daniel Savu... Unor are umor, mă! Daniel Savu, ofițer de... îl știți, Daniel Savu, fostul parlamentar. Știm, așa. Da. Dar nu știu ce vrei să zici. Așa, vă spun imediat. A fost ofițerul SRI care s-a ocupat de ăștia, Misa, Guru, Bivolarul, ăștia, Ploiești. Aia, mă. Unde era? Așa, la băul la litru pe acolo, Cioloș cu nevasa. Și zic, băi, nea, Daniel, băi, de ce nu povestești? Păi, zici, nu pot să povestesc, era atribuțiune de serviciu. Dar hârtii ai, bă, Mirele, nu mă mai întreba, mă, prostii. Hârtii? Ce hârtii, mă? Fișele de urmărire informativă. Mă rog. Deci își bea pișatul, ca să fie foarte, că poate nu înțelege lumea. Își bea urina. Că poate nu înțelege lumea ce e aia cu litru. Deci își bea urina
împreună cu nevasta și cu aerul, guru, bivolarul, la ploi. Nu termina asta cu prostia asta, își bea urina. Nu se poate. Păi e una din practici. Ei, n-ai de unde să știi tu. Băi, am făcut yoga cu bivolarul. Dușuri aurii. Dușuri aurii. Dușuri aurii. Nu suficient de mult. Nu, hai să spunem așa. În dosarul ăla cu bivolarul, da, există instrumentată de procuror și ce chestiunea asta, ca să înțelegem de unde a apărut asta cu urina și cu dușurile aurii. Băi, era în dosar. De ce vorbești? Mă, ce îmi țeau aminte? Nu era izolist pe vremea? Da, era obligatoriu, mă. Nu. Era în dosar, dar era facultativ cine vrea. Așa. Vara, când era cald. Sau iarna, când era frig. Sau iarna, când era frig. Sau invers. Da. Da, asta e o colonie deja. Suntem în situația în care găsim rima la drulă. Deci, hai. Deci, Cioloș nu ți-a ieșit. Deci, o să mă mai gândesc. N-are nicio șansă nici Cioloș. Nu, Clotilde nu va candida. Ea acum, într-adevăr, își face un profil. Deci, ea nu știe să facă nimic. Ce prof? Nu, ea ideea este că ea nu știe, vrea să facă ceva în sectorul 1, nu știe ce să facă. Și să mă trebuie să schimbe țevile și asta face un primar. Nu face asta, dar face scandal. Și asta cu scandalul îi iese. Mai ales că acolo e o situație mult mai complicată, în sensul că e o bătălie care depășește puțin nivelul pe care l-a detectat fosta purtătoare de cuvânt de la USR. Acolo e o bătălie și pe Rompres. Sunt mai multe lucruri. Nu-i numai... Și ea din Rompres sunt unii care se bat ei între ei. Despre asta e vorba. Da. Dar știi cum e? Se bat ei între ei, dar la finalul zilei au 2700 de angajați. Indiferent cine rămâne acționar majoritar sau cine decide la Rompres, au 2700 de oameni. Eu la asta ar trebui să gândească Clotilde cu capacitățile ei de manager. Da? Dom'le, ce facem cu ei? 2700 de oameni nu care muncesc. Nu, nu interesează. Era când era la, Elgis, mai avea și... Normal că era... Deci o singură dată, stai că să-ți mai spun asta și termin. O singură dată am avut o emisiune cu ea, nu mai știu unde, și dar știu că înainte a venit omul care lucra cu ea la marketing, care mă, marketing politic, care mă știa. Bă, te rog eu frumos, nu, că eu tot făceam mișto de ea că nu știe limba română. Uh-huh. Bă, nu că nu știe limba română. Uh-huh. E varză. Confundă. Deci confundă noțiunile și nu le confundă că în franceză e într-un fel... Cine asta o ședință de consiliu local, bă, de dacă ea nu înțelege. Nu ține. E sigură pe ea. Nu, da, deci este ceva. Bine, știi cum e? E atributul omului mai puțin inteligent. Să fie sigur pe el, măcar. Da. Eu lansez totuși ipoteza unui val de candidaturi feminine în 2024. E un trend... Da, se cere povestea asta. Și cine mai vine? Bă, nu știu, s-ar putea să te trezești de la USR cu ea, s-ar putea să te trezești de la Florișica. La Liberal cu Câțu. Florișica, da. Bazatoare. Înțelegi? Da? Da, și de la PSD cu Cioloș, uite așa, s-a rezolvat. Înțelegi, da. Bă, să vezi, să, la un moment dat, dacă ai candidat la președinție Cioloș, Clotilde Armand și cu trece, de la PSD, și cu Dan Barna ca să te Joana de la PSD, să câștige unul de al lor. Înțelegi? Doamne, ăștia amândoi sunt macroniști. Aripa serviciilor secrete francezi și Cioloș și Clotilde Armand, aripa... Nu este adevărat. Cioloș este singurul român care a fost primit de toți președinții Franței. Deci nu că e macronist. El, ca orientare Sarkozy politică... I-a cedat blocul pentru să fie comisar european. Nu, i-a cedat onoarea de a deschide târgul internațional de la Paris. Și i-a cedat locul francezului să fie comisar european pentru agricultură. Bașca. Legăturile sunt mai complicate. Orientarea deci este omul, politică. Singurul român care s-a întâlnit cu Hollande, cu Sarkozy, și cu Macron. Dar nu s-a întâlnit cu vaccinul. Dar, asta e problema lui. Deci nu spune că s-a întâlnit. Nu s-a întâlnit. Dar el este de orientare politică macronistă și el și Clotilde Armand. Asta e sandileala lor politică. Bine, ținând cont de faptul că mandatul unui președinte în Franța are 7 ani, vrând nevrând ești macronist, sarkozist sau olandist. Sau ce-o fi, da. Că nu, eu nu-i văd să aibă niciun viitor. Plus că între timp îmbătrânește și generalul Ardelean și îi trece sezonul. Da, am avut un eveniment care... Da, dar rămâne Coldea, care e mai tânăr ca tine și ca mine. Care ne-a băgat pe toți în, cum să spun, am intrat și noi în rândul lumii, ca să zicem așa, la meciul dintre Anglia și România. Da. Bă, nu l-am văzut asta, s-ar putea să... Dacă spun vă prostie, vă rog să mă corectați. Da. Avem doi fotbaliști, Stanciu și Nedelcearu, care au stat în picioare. Excepțional. În vreme ce, mă rog, toți ceilalți se aflați pe teren, au lăsat genunchiul în jos, au îngenunchiat, fiind cuprinși de evlavie în fața mișcării Black Lives Matter,
O mișcare destul de controversată, pe de o parte controversată, pe de o parte destul de penibilă, dacă ne gândim că am văzut tot soiul de scene în care albii se apucă, pupă papucul negrilor, le fac, le șterg praful de pe așa, în numele o formă de iertare pentru colonialismul de care au dat dovadă albii de-a lungul veacurilor. Și acum stau și eu și zic, nu că fotbaliștii sunt proști, da? Dar la școală s-au dus mai greu, că aveau antrenamente oamenii, nu poți să faci performanță. Stai puțin, dar îți dai seama, toți aia care au un genunchiat, ne așteptăm probabil să fi citit cel puțin vreo 2-3 cărți despre colonialism, despre abuzurile pe care le-au făcut albii împotriva populațiilor indigene din diverse părți ale lumii, începând cu anul 1000, hai să punem așa, dacă vreți, sau înaintea erei noastre sau după, depinde, nu știu, depinde cum de unde o luăm. Da? 3000, Babilonul... Cam cum a arătat toată povestea. 3000 înainte de Hristos, Babilonul, da. Evrei în sclavie, în Babilon. Da. Domnule, să se așeze în genunchi englezii, olandezii, belgienii, cine vor ei, domnule? Bunicilor îi cărau cu vapoarele, îi legau în Africa, îi puneau pe vapoare, îi vindeau în America, îi vindeau mondul. Știi de ce? Ar face sens dacă ar fi făcut-o nu pentru faptul pentru că Black Lives Matter, ci pentru că All Lives Matter odată. Absolut. Doi, România, dacă trebuie să-și ceară scuze pentru ceva, este pentru rasismul adresa țiganilor. Exact. Să ne uităm că noi până în secolul XIX exista sclavie. Erau robi. Până la Cogălicianu. Sigur că da. Da, până când Cogălicianu, care și el era țigan, a dat decretul de eliberare pe până la Lucuza. Noi am avut sclavi. Sigur că da. Robi. Deci, dacă vrei, pentru asta, din punct de vedere istoric, ne cerem scuze. Eu nu vreau să-mi cer scuze pentru ce au făcut americanii. Aș vrea să-mi cer scuze pentru ceea ce s-a întâmplat în istoria României. Și aici nu e vorba de scuze, că numai... Ci pur și simplu de o recunoaștere. Normal. Dar recunoașterea asta presupune... Recunoașterea asta presupune umilirea mea. Eu nu am nicio problemă, după cum bine știi. Nu e vorba avem zeci de prieteni țigani. Eu nu am nicio problemă cu chestia asta. N-am avut sclavi, nici țigani, nici negri, nici din Afganistan, nici de pe Marte, nici nici chinezi. N-am avut nici carbone. Dar de ce să? De unde vă cola costă? Mai sunt unii, da. Vedeți-vă de treabă, zic, domnule. Vedeți-vă de bună eu sunt. Cum adică? Da. De ce să mă așez în genunchi? Că ce? Că așa vor niște șmecheri, niște miliardari care ne împing pe noi la niște umilințe dintre astea gratuite, niște la culpabilizări de astea cretine, în timp ei ce fac? Mă înfreacă mie ridichea cu, să umblu cu mașini de alea electrice, pe care trebuie să le încarci o dată la 3 ore, în condițiile în care mașinile alea, bateriile lor sunt făcute din cobalt, cobalt din Congo, exploatat de copii de 7-11 ani, 40.000 de copii extrag cobaltul ăla, 80-100 mor anual, în accidente? Cum adică? Eu nu pun botul la vrăjeală dintre asta de doileitate. Și cu toți ăștia... În primul rând s-a transformat într-o... Progresiștii dane ăștia, toți ăștia care merg cu dosul înainte din lumea modei, care sunt progresiști din aer și care tot ce cumpără din China de astea făcute de copii, de oameni exploatați, care muncesc China 14 sau, ore pe zi. Vietnam că urmează și etapa în care îmi cere scuze de la copiii care muncesc, de la... adică toate lucrurile astea sunt așa, într-o soi de... Bă, frate, o deci... să ajung mă, să fie... Aș vrea să-mi cere și mie scuze cineva că dau taxe și impozite la stat. În primul rând că, uite, lui Dan ar trebui să-i ceară scuze în genunchi, coldeș cu chioveș. Da, bine. Și după aia vorbim despre alții. Pă bune. Iar băieții ăia doi fericit. Am văzut punctul de vedere al unuia dintre ei. Și a zis, domne, asta e o chestie ipocrită, domne. Corect. Într-adevăr, rasism este o problemă gravă. Dar cum adică? Puteți îngenunchi și sunt rasist în continuare, dar îngenunchiesc că-i văd pe alții. Domne, băia deștept fotbalistul ăla, deștept de nu se poate. Așa este, este o tâmpenie și mă bucur, sunt foarte mândru că doi români n-au halit cretinismul ăsta. După aia am văzut că au ieșit niște LGBT-iste de-astea să spună că rasismul e o dramă, rasismul este o... Cine va discrimina pe voi, pe centură, pe acolo? Că nu va discrimina nimeni. Cine a trecut, v-a luat. Și nu v-a discriminat. Bă, ce rău e Mirel ăsta, înțelegi? Deci astăzi are... Da, nu e rău. Uite-le, bravo, rasismul ne sufocă. Le-aș spune eu ce le sufocă. Nu rasismul, altceva le sufocă.
E rău. Astăzi e rău. Mirel este foarte rău. Nu, înțeleg revolta, pentru că pentru mulți dintre noi... Uite, dă-mă poza aia mare cu alea pe care, pentru mulți care sunt sufocate. Dintre noi... Doi sunt transexuali. E de neînțeles, să știi, apetitul ăsta al unora de a recurge la... În fiecare zi, la, nu mai știi la ce să te aștepți, mă. Uite, rasismul ne sufocă. Da. Unde le sufocă? Unde ce le-a făcut? Care rasism? Da, care e povestea? Astea sunt alea, mă. În România, repet, în Statele Unite ale Americii poate să aibă sens povestea asta. Până în anii 60, negrii erau în spate, trimiși în... Și acum, domne, sigur că zâmbește lumea la ei, dar tot iar da într-o parte sau alta. La fel cum sunt și românii în Europa Occidentală. Și românii, tată, sunt acceptați, muncesc, sunt simpatici. Seara nu invită niciun băștinaș la masă sau la o bere. Xenofobie. Rasismul e când se uită la tine român în Italia și zice tu chiar împuțit. Da. Dacă vrei, ăsta e rasist. Sau în Germania, sau... Da, sau spune să duce acasă. Altă parte. Da. Nu o să ne ceră nimeni scuze pentru lucrul ăsta, stai liniștit, pentru că... Deci ăștia cu vorba lui... Că am luat și eu vorba asta lui Robert Uciș, cu ăsta cu nu știu ce meter să mă pupe în cur. Și am încheiat subiectul. Bă, dacă de la tine am luat-o pe asta. Cu ei zis-o, mă, pe Facebook, dar nu mă limbot. Ai făcut liniște. Am văzut că funcționează. Dacă la un moment dat așa era, cum să spun, mi-l dădeau toți exemplu de mare ziarist. Domne, da, băi, fraților, acum, haide, da. Domne, acum hai să fim un pic serios. Domne, scuzele și iertarea. Domne, este o chestie extraordinar de importantă, domne. Iertarea, tată, e o faptă pe placul lui Dumnezeu, să ai puterea să ceri iertare. Puțin oameni reușesc chestia asta. Domne, nu poți să o arunci, domne, în tomberonul golănelilor progresiste, domne. Sigur că își cer iertare de la un om. Domne, au fost situații în care am fost fericit că am putut să-mi cer iertare de la o doamnă pe care, când eram un ziarist începător, un puțoi, domne, i-am greșit, domne, am scris urât despre ea, ea fiind nevinovată, dar un bagabont, un derbedeu, îmi crease niște aparențe care m-au convins. Femeia a încercat să-mi explice că este nevinovată, dar eram prea tânăr, prea prost și prea lipsit de experiență. Domne, am fost fericit când am putut să-mi cer scuze anii trecuți, domne, de la femeia. Scuzele, iertarea, domne, niște chestii atât de prețioase, nu poți, domne, să le transformi în caterincă, pe trotuar, hai în genunchi, că trece unul mai închis la culoare. Eu nu știu cum s-o simți bine ăla. Nu pot, nu înțeleg. Da. Avem un eveniment foarte interesant, despre care însă în România se vorbește totuși destul de puțin. Adică el a trecut la capitolul, hai să-l dăm, să-l bifăm, că nu se poate să nu-l dăm, că e prea mare, că a apărut în Daily Mail și n-avem cum să nu-l dăm. Da? Și atunci ziarele îl publică, dar e cam cu Batista pe țambal, pentru că sigur vorbește despre relațiile unor inși de aici, de pe plaiurile românești, cu partenerul nostru strategic, cu americanii. Da? Și, cum spuneam, Daily Mail vorbește într-un articol foarte interesant despre legăturile pe care, aici, pe plaiurile noastre, le-a avut, și cred că le are în continuare, domnul Puiu Popoviciu, magnatul Puiu Popoviciu, un om extrem de potent din punct de vedere financiar, creatorul, că pentru cei care poate nu știu cine e Popoviciu, că multe a făcut el, dar creatorul Mol Băneasa, mă. Hai, mă, că pe asta o știi. Până și aia în pantaloni scurți, înțelegi, care... Și mai important decât atât, cel care a pus terenul la dispoziție pentru construirea ambasadei SUA. Bineînțeles. La un preț, la un preț micuț. La un preț de favoare. Domne, trebuiau să aibă și undeva lângă mall să fie ambasada, înțelegi? Acum, ideea este că în acest articol, nu prea reușesc să-l fixez foarte bine pe ecran, dar poate reușim să... Hai să-l dăm așa un pic. Publicat de Daily Mail, da? Hunter Biden, fiul actualului președinte al Statelor Unite ale Americii, da? A fost angajat de domnul Popoviciu, da? Pentru ca, prin relațiile pe care le avea domnul Hunter Biden, prin relațiile pe care le avea un fost director al FBI, domnul Louis Frey, să reușească să întoarcă,
cumva, că asta era ideea, asaltul procurorilor și mai apoi al judecătorilor chiar asupra domnului Puiu Popoviciu, care era acuzat în celebrul dosar de luarea terenurilor de la Academia de Științe Agricole, Agrosilvice. Agrosilvice, așa, și pe care s-a construit Mol Băneasa, ca să fie foarte... Și ambasada SUA. Domnul Popoviciu nu este nici la această oră în închisoare. Există o sentință definitivă în legătură cu această speță, dar domnul Popoviciu este pe la Londra, era ultima oară. Da? Înțeleg că, nu știu ce execută acolo, un arest la domiciliu, mai știu care este situația. Într-o vreme l-a ajutat Borcan. Mai știi ceva? Păi să ne spună Dan Andronic. Mai știi ceva? L-a ajutat Borcan? Habar n-am. Îl ajuta în sensul că se ducea pe la el și zicea, hai că te ajut eu. Nu mai știu nimic. De ani de zile nu mai știu nimic de Popoviciu. Da. De când a plecat din țară. Personaj foarte interesant. Foarte interesant. Dar până la urmă, Popoviciu ce a făcut? L-a angajat pe Hunter Biden sau făcea afaceri cu el pe post de lobist sau ceva de tipul ăsta. Hunter Biden și cu Louis Frex s-au dus pe la Glenn, care era atunci ambasador. Am înțeles. Robert, care era fost ambasador. Îmi place. Elanul ăsta al tău e perfect. Însă nu e elan, eu văd... Nu, ascultă-mă puțin. În toată povestea asta eu văd partea plină a paharului. Ia să auzi. Datorită lui Popoviciu și Nea Biden și Nea Frec și mai știu cine a mai fost pe acolo, au auzit de abuzurile care se întâmplă în România. Da. Da? Deci pe mine, dacă e să iau la modul practic, asta mă interesează. E foarte bine că cheltui niște bani ca să afle oamenii aia și ce făcea binomul Coldea Chioveș. Lucruri care adică nu le... Adică tot ai lor. Da. Care poate nu le conveneau. Dar faptul că Popoviciu a găsit o scurtătură, sigur că da, în așa fel încât să zică, stai dumne, că ea nu sunt albă ca zăpada și ăla e mutulică. La noi, dacă se întâmpla povestea asta, dragul, oricare, nu mai puțin, era trafic de influență. La americani, trebuie să spunem foarte clar, că este lobby. Legal, e lobby, da? Lobby și legal. În toată treaba, dragule, asta, și da? Este o practică lor. Eu am apucat, nu te apucat să ieși de presă atunci. Și nici de lobby. Și nici de lobby. Dom'le, asta făcea Neil Bush, fiul președintelui George. Asta fac toți. Asta fac toți. Da, da. Nu, eu vorbesc sigur, acum de ce făcea Neil Bush, că l-am și cunoscut. Dar și acum ai posibilitatea, dacă ai, nu știu, 500 de mii de dolari, să o aduci pe Michelle Obama la un eveniment în care îți lansezi firmă, îți lansezi produs și așa mai departe, te costă niște bani, negociezi o anumită situație, ia asta fac. Asta m-a adus-o ăla micul pe Patricia acasă, ăla mă... Cum îl cheamă, bă? Da, m-a dus-o pe Patricia acasă, de a și scris Patricia acasă o carte despre el. Da, asta era la șeful de cabinet al lui Stase. Da, mă, șeful de cabinet al lui. Nu vrea să ne spună. Zi-mă, cum îl cheamă? Pe șeful de cabinet. Vorbești de... Truică, mă. Truică, mă, Truică, da. Aș prefera să nu vorbesc de oameni care sunt în... Nu, dar nu știam numele. Da, ne, ți se pare că zicem ceva de rău că... Da, a cunoscut-o... A cunoscut-o, mă, Patricia acasă. Eu nu de el, de Patricia acasă. Da. Bun, dar trebuie să admitem că este o poveste foarte interesantă. Ea arată și asta cu Hunter Biden. Arată legăturile. Cred că s-a mai spus de povestea asta. Acum, acum ce e nou, au apărut mail-urile. Uite aici, le arăt mail-urile. Pentru Hunter Biden Hunter Biden și-a uitat mail-urile publicate de și-a uitat laptopul la un atelier de reparat laptopuri. Da, ia uite aici. Deci nu vă duceți niciodată laptopul dacă aveți relație cu Hunter Biden. Ba da, dar nu uitați acolo. Nu uitați foc. Da, vreau să vă arăt în cadrul serialului nostru cu campania de vaccinare. Da? Te-ai vaccinat a patru ori. Care, dați cadrul nu pe mine, pe Mirel, zic de asta, campanie de vaccinare. Începe. Îmi place să-l chinui pe Mirel, care a sperat că autoritățile române vor reuși măcar din această campanie de vaccinare să se dovedească eficiente. Sunt vai de capul lor. Eu vaccinam, mă, nu multă, mă. Nu au vaccinat, mă. Cum a scăzut în intensitate, pandemia s-a terminat. Nici țintă de 5 milioane, nici țintă de 10 milioane va fi atinsă, e o nenorocire întreagă. Ținta de 5 milioane a fost atinsă, tata. Hai să-ți arăt ceva. Ia. Ți-am arătat data trecută, ți l-am arătat pe Bode, cum făcea el, ți-au ce aminte? Bode când a făcut ăla, cu ce conține vaccinul, da? Cu pupici. Cu pupici, cu, nu, cu el, ca cea, că a fost bolnav. Care Bode, mă? Ministrul de interne. Aaa, ăla care a apărut, hai mă, ăla e un prost, mă, la să face. Câțul am văzut cu cafeluța care zicea, conține vaccinul, cu posibilitatea de a sta la masă interioară. Iar, mă, iar mi-aduce argumentul tot proștii. Și astăzi o vedem pe prefecta USR Mateescu de la Argeș. Asta ce dracu am mai făcut? Mi-a fost și rușine, vai de capul, mă, știu. Asta ce am mai făcut? Da.
E cam bancul ăla cu Antonio Banderas, nu știu când se duce român ce vrea. Mi-a fost frică de omul ăla. Da. Cine nu știe bancul, că uitați-l, e foarte mișto așa. Bun. Uitați-o pe prefecta USR de Argeș în campania ce conține vaccinul. Am scos câteva secvențe. E fabuloasă femeia. Pentru mine vaccinul conține bucuria de a merge la festivaluri și entuziasmul de a explora lumea. Pentru mine vaccinul conține bucuria de a merge la festivaluri și entuziasmul de a explora lumea. Bă, lumea! Asta e rocăriță data, mă. Băi, rocărițele nu sunt așa, mă. Nu e, mă, că ai mei nu merg la Armin Van Buren, dar la rocării mei, înțelegi? Da? La ăștia de cântă cu laptopul. Băi, dar nu se poate, mă, gagica asta e prefect, mă. Da, mă, păi asta voiam să zic, mă. Băi, deci ăștia sunt, mă, înțelegi? Ce a zis, a zis acolo. Și bă, dar nu poți fi prefect să fii piții de piții. Găiată. Ce au, mă, ăștia, mă? De unde apar, mă? Nu știu, nu știu. I-a ales lumea, mă. Ia, asta cu prefectul, nu, că ea nu e aleasă, ea este pusă. Nu mai are, păi e pusă, dar e pusă de unii care au fost aleși. Da, na. Da. Este, da. E bine total. Da, da, bineînțeles, da, că e de râs. E cum totală. Na. Asta conține vaccinul. Mă, a plecat Andronic, bă, stai, cum să nici n-a bătut? Bă, n-are nicio treabă, mă. La unul punct, el la unul punct, el a ieșit. Așa ceva. Păi pe mine să nu mă încurcați. Da, a zis el. Dacă la ora 1. Deci, eu de aici plec direct la spitalul Matei Balș. Aoleu. Unde sunt? Da, sunt într-un studiu, e de datoria mea. Așa. Să accept să fiu în studiu ăsta. Au considerat că sunt cazul, un caz minunat, de studiat. Persoana vaccinată care s-a infectat cu coronavirus la câteva zile după vaccin și a făcut o formă foarte ușoară. Și oamenii îmi urmăresc evoluția la început zilnic, din două în două zile, după aia săptămânal și acum la o lună. Mai ai anticorpi? Sigur că da. Am da. Grupă. Da. Mă duc pentru că și eu am putut să mă vaccinez, pentru că alți oameni au participat la studii. Nu anul trecut, pentru că vaccinul nu a fost descoperit doar anul trecut, s-au apucat unii să caute vaccin. Vaccinul ăsta a fost pus la punct mulțumită faptului că niște oameni muncesc de vreo 40 de ani și au descoperit în ultimii 20 de ani terapia cu biologici care rezolvă cancere, rezolvă boli îngrozitori de grele. Deci nu vă luați nici după, cum îl cheamă, mă, bulă ăla de la interne. Nu vă luați nici după, luați-vă după cei care au muncit să facă descoperiri științifice, au muncit, au luat premii Nobel, au muncit zi și noapte în laboratoare, au făcut niște webinare, cum nu ne imaginăm, globul pământesc a fost înconjurat de fire invizibile, stăteau de vorbă unii cu alții, a fost o cooperare fantastică, au lăsat la o parte concurența. A fost o cooperare fantastică ca să ne putem vaccina și să nu mai murim, că deja nu se mai moare de COVID, se moare de tâmpit. De COVID nu se mai moare. Cine se vaccinează sau cine dezvoltă simptomatologie și se duce la doctor din prima zi, nu ziua 15, nu ziua 22, nu ziua 30, acum se duc unii, scapă, trăiește, nu mierlește. Părinții bătrâni, duceți-vă, fiți pisălogi, duceți-vă la doctor la primul strănut, la primul puseu de subfebrilitate. Nu stați să vă uitați la ei și după aceea să-i duceți la Sfânta Vineri. Da, încheiem ediția de astăzi cu imaginile acestea care sunt dureroase, adevărat. Eu n-am văzut cascada pe Viu, îmi pare rău acum că n-am făcut asta, dar multe locuri sunt în superbă, pe care n-am apucat să, da, da. Să le văd. Hai să arătăm aceste secvențe. Da, lasă-mă pe mine, Manu, dă-mi laptopul meu, acesta, da? Așa, uite, cum cade, ăsta e momentul în care se rupe, practic, cascada Bigger. Da, a început scandalul la noi, că așa se întâmplă după ce a căzut bucata aia de Robert, acolo. Aia este o stâncă în consolă, era de așteptat pe măsură ce se încarcă cu depunerile de calciu, că sunt depuneri de calciu, să se încarce atât mult încât momentul forței să rupă. Există niște soluții inginerești, tehnice minunate de a pune la loc fragmentul căzut. Se armează atât peretele, cât și stânca prăbușită, se armează și ca la implantul dentar, domnule. Crezi că s-ar putea același face, da? Sigur că da, s-au făcut în lume. Ar fi minunat. S-au făcut în lume așa bine, ceva. Bine, ăștia nu știu să se plumbeze niște găuri. Sigur, nu știu, o să facă o licitație, după aia o să conteste licitația în instanță, îi ia după aia să toarnă la DNA, vine Nicușor Dan și contestă autorizația de construcție ca să o facă Edificia Carpați, să nu o facă alții. Da. Da.
Va fi nebunie. Deci poate reușim totuși, dacă se mai poate repara ceva, să reparăm ceva. Da, da, Doamne ajută. Era în trasee turistice, le-au picat acum grupuri care trebuiau să vină să viziteze, să vadă. Bă, știi cum e? Am văzut din astea. Bă. Uneori și din astea, că la Cascada Niagara înțeleg că se rupă o grămadă de chestii de fiecare dată. Asta e, adică schimbă înfățișarea. Da, da, buza a fost întărită. Buza Cascadei. Nu, domnule, sunt lucrări, așa numitele lucrări inginerici de artă. Da. E, lucrări complicate, atipice, nestandardizate. E multă treabă dar de făcut sunt, în țara asta. Sunt mijloace de a fi reparată. Da. Mulțumim! Ne revedem mâine, aceleași ore 12 trecute fix în EVZ Play, în arena EVZ Play. Dați un like paginii de Facebook evz.ro, abonați-vă la canalul EVZ Capital. Mulțumim, am depășit 12.000 de abonați pe acest canal. E minunat, Doamne continuați ajută. În felul acesta, pentru că acolo veți găsi, cum spuneam, multe materiale pe care nu le vedeți neapărat doar în live. Sunt foarte multe materiale, chiar de tip paparazzi, pe care ar fi interesant să le descoperiți. Avem o echipă foarte bună care realizează aceste materiale. De asemenea, evenimentul istoric, acolo câteva ediții absolut incendiare. Cea mai recentă e de vineri și am vorbit despre ea la începutul acestei emisiuni. E vorba de interviul pe care l-a făcut Dan Androni cu Gelu Voican Voiculescu. Fabulos interviul. Și multe alte produse marca EVZ Capital, pe care, cum spuneam, le găsiți pe canalul de YouTube EVZ Capital, indexate acolo, așa că nu ratați să vă abonați, mai ales că veți primi, dacă dați subscribe și vă setați și alarma de fiecare dată când suntem live, veți primi o notificare că suntem live și așa nu mai ratați niciodată întâlnirea cu subsemnații, să spunem. Toate cele bune, până mâine la orele 12. Doamne ajută!